George Coposi, Gigi Becali, cred că cei mai grei cu care ai lucrat. Da, dar să știți că eu n-am avut niciun problemă, nici cu George Coposi, pentru că am avut o altă problemă cu altă persoană, nu cu George Coposi, dar nici cu Gigi, numai pentru orgoliu lui, că când a intrat în vestiarul, dar nu... Dacă nu s-a întâmplat nimic pe așa vreme, era discurs, relația bună și echipa mergea bine. Nu s-a implicat de mult în alcătuirea echipei? Nu, se poate spune că nu, pe așa vreme nu era așa sincer. Ma, nu, pentru că l-am văzut de 2-3 ori în 4 luni că am stat acolo și am lăsat să lucreze. Echipa a ajuns cu tineri, erau mulți tineri, erau investimente acolo. Pe așa vreme, în 2009, a ajuns în grupele Cupa UEFA, se numea Cupa UEFA. Și în campionat eram acolo și după 6-7 meciuri, după a fost această meciuri, am plecat și mi-a părut rău pentru că n-am dus la muncă la sfârșit. Eu cred că se putea face bine. Dar mai încercat să te aducă de atunci la Nu. Adică ați rupt legătura? Nu e că am rupt legătura. După am dus în alte echipe și nu e că stau totdeauna la București. Pentru am locuit pentru o perioadă acolo în Pivera, în zona unde el trăiește, acolo când eram la Voluntari, dar nu l-am văzut niciodată. Nu l-am văzut niciodată. Nu. Nu am niciun problemă. Eu antrenez unde pot să antrenez și am relația bună acum la Sepsi cu patronul și mă bucur și mă distrez când antrenez cu acest grup de jucători.